Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Am profitat de faptul că a dormit repede bebelușul și știu că o să doarmă destul de mult, sper, măcar jumătate de oră. Și vreau să fac un clip cu Empties. Nu mi-am făcut nici părul. De fapt, cum l-aveam prins așa în casă, am zis să-l las așa, pentru că dacă mai stau să-mi fac și părul, până mă pregătesc, până ce, se trezește și s-a terminat clip. Are aproape 3 luni de zile și eu n-am mai făcut niciun clip gen. N-am mai avut timp, am fost foarte absorbită de faptul că sunt mamă și o să fac un clip și să vă povestesc și chestia asta. Sunt datoare și cu un clip despre experiența nașterii, cum am născut aici în Spania, pentru că multă lume m-a întrebat și am zis că hai, ok, o să fac acest clip. Dar de data aceasta vreau să vă arăt un empties pentru că am adunat o cutie de genul de lucruri și am de gând să le arunc pentru că nu am unde să le țin. Este horror la mine în casă cu atâtea lucruri. Și părul meu văd că este destul de horror, dar asta este. Și să trecem la produse. Vreau să trec repede prin ele, să le pot arunca, să vedeți cam ce am terminat eu în ultimul timp, pentru că am început o grămadă de chestii. Prostia a fost că am început iarăși o grămadă de chestii să consum și iarăși am jumătăți prin baie, dar asta este. Așa că să trecem la treabă. Am să-mi iau cutia în brațe pentru că mi-e ușor așa și mă mai uit așa din când în când la copil să mă asigur că doarme. Bun, am o grămadă de chestii aici, am și chestii de bebeluș, dar prin alea am să trec așa mai repede pentru că, de fapt, nu am multe. O să fac un clip decât cu chestii de copil. Am terminat acest șampon de la Osi. De fiecare dată când am ocazia, îmi cumpăr. Bine, când găsesc la reducere pentru că sunt exagerat de scumpe, dar sunt foarte bune șampoanele de genul, sunt cheap tot, deci practic tot din gama lor. Ăsta era pentru păr nefericit cu ulei de macadamia și sunt foarte bune. Miros, au miros gen detergent de haine, foarte ciudat, dar sunt chiar extraordinar de bune. Am mai terminat un balsam de păr de la Dove, mă încântă produsele de la Dove pentru păr, cum e în partea asta. Camera. Mă încântă și aici în Spania nu le găsesc și un pic cam nașpa și de fiecare dată când fac un swap cu cineva îi spun, te rog, trimite un produs de Dove de păr sau când merg acasă cumpăr o grămadă și după aia mi le trimite mama. Tot de păr am terminat acest șampon care l-am primit în swap-ul cu Cosmina care m-a încântat foarte tare. E chiar foarte tare acest șampon. E ciudat, nu am mai folosit genul textură așa și mi-a plăcut mult. Tot cu produsele de păr, că le-am aici la suprafață, tot de la Cosmina, această mască de păr de la Oriflame, care mă încântă, efectiv mă încântă, îți lasă părul super mătăsos și mie nu mi se mai încălcește atâta. Alt gel de genul loțiune de protecție pentru placă, care o arunc, este pe jumătate, dar are o grămadă de timp acolo și nu o mai folosesc, pentru că simt că mă încarcă părul. Înainte era ok. Aveam părul destul de uscat și era ok. Acum simt că îmi prea încarcă părul și nu are rost să folosesc. Mi-a pus soțul aici gelurile lui de păr. Și mai trebuie să fie unul mai în jos. Gen, dacă tot nu se aruncă nimic și se păstrează, a pus și el gelurile lui de păr acolo. Și mai trebuie să fie unul. Să-l găsesc mai în jos. Tot de la Cosmina. Bun. Nu știu dacă este gel de dus sau săpun lichid. Eu l-am folosit ca și săpun lichid. Este o chestie gen reîncărcabilă de la Balea și miroase foarte bine. A lămâie și a jengibre, ginger. Pe românește, habar n-am cum să spune. Nu vine acum. Eu l-am folosit pe post de săpun lichid și mi-a plăcut foarte mult. L-am folosit până la ultima picătură. Apoi, săpun de la Dove, săpun de la Dove. Ăsta de cu rodie miroase extraordinar de bine. Nu-i rodie chestia asta, e ego. E altceva. Dar miroase foarte bine. Vă recomand să-l cumpărați, să-l încercați. Eu din țară îl am. Și alt săpun Dove. Tot din gama Dove, geluri de duș, alt săpun Dove. Noi suntem, de fapt eu, îmi plac foarte mult săpunurile Dove și încerc să am în baie mereu săpun Dove. Pentru că acum cu copilul mă spăl. Dacă înainte mă spălam de 100 de ori pe zi, acum mă spăl de 150 de ori sau chiar 300 de ori pe zi. Și am strâns aici gelurile de duș, ultimele geluri pe care le-am folosit pe timpul sarcinii, pentru că
Am încercat să mă spăl decât cu DAV, mai am una. Pentru faptul că îți... Uite, am toate tremărimile. Pentru faptul că îți hidratează pielea, pentru vergeturi, pentru că se întinde, nu se întinde. Mă rog, nu știu cât a folosit, n-a folosit. Eu cel puțin îți cu sufletul un păcat că mi-am hidratat pielea și tot am rămas cu vergeturi. O să vă povestesc și despre asta. Arunc crema asta de la Avon, care este gen după plajă, da, după plajă, pentru că e de anul trecut, dacă nu de acum 2 ani și nu, nu o să ne mai punem pe corp, sigur, 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 sigur. Am mai găsit celălalt gel de păr. S-a lipit. Ah. S-a lipit de o chestie. Bun. Uite că am mai găsit o chestie pentru păr, acest șampon de la Head & Shoulders. Sincer, eu nu sunt fan Head & Shoulders. Chiar aveam așa o idee în cap, cum că dacă tu folosești Head & Shoulders, îți scoate culoarea părului, gen, dacă te vopsești. Și nu e adevărat, nu e adevărat. Chiar sunt bune aceste șampoane și chiar sunt o grămadă de chestii acum, cu o grămadă de... cu lavandă, cu lămâie, cu asta, cu aia, cu balsam, fără balsam. Și sunt chiar ok. Un gel de duș, gen pentru copii, care eu îl folosesc, nu mai știu, le-am primit acum ceva timp și eu sincer nu mi-a spălat copilul atât de mic cu un gel de duș de la Avon pentru că are o grămadă de chestii chimice. Așa că l-am pus gen să pun lichid la noi în baie, în dozatorul care l-am și l-am folosit și mai am încă unul care o să fie la fel. Deodorantele pe care eu le folosesc de la Rexona pot spune că mi-am schimbat puțin nu gustul, dar gen preferințele. Când eram însărcinată și înainte de sarcină plăceau foarte mult aceste deodorante și acum îmi plac, dar parcă acum am nevoie de ceva mai mult. Zici că hormonii mei sunt mai nebuni în corp și folosesc mult mai mult deodorant acum. Sunt cu ele în geantă și câteodată am așa momente când mă opresc și zic, mă duc undeva la baie sau ceva să mai dau cu deodorant pentru că simt că nu își face efectul. Trebuie să găsim altceva. Tot pentru păr, un mini șampon de la Tresemme, care nu pot să zic nimic despre el, pentru că l-am folosit de 2 ori. E un mini. Paste de dinți de la Colgate Max White. De fiecare dată le schimbăm. Zici că e o obișnuință să le schimbăm. Alt săpun de la Dove. Cum avem 2 băi și acum suntem mai mulți în casă, pentru că e și fratele meu aici, a fost și mama mea aici, a fost 4 persoane și mă rog, se folosesc săpunuri. Am o chestie care, bine, s-a terminat. Absorbantele după naștere care ți le dau la spital și am adus un ambalaj ca să vi le arăt. O să vă vorbesc separat despre chestiile astea. Am mai terminat și folosit o mască de față gen care se pune pe toată fața, se dezlipește și chestii de genul. Care eu cred că e ok, numai că eu nu suport... Îți spune, după ce îți lași 15-20 de minute masca și ți-o iei jos, ți-e jos hârtia aia de pe față, să masezi, să intre uleiul în piele. Da, ok, masez, nu intră tot, dar îmi rămâne fața atât de lipicioasă încât trebuie să mă spăl după. Deci nu e... Nu pot să fac ce zic ei. Al deodorant de la Rexona. Două. Terminate. Bun. Crema asta, Bepantol, care în țară, dacă nu mă înșel, e Bepanten. Pentru fundulețul copilului. Am să vă vorbesc în alt clip despre mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Un rimel de la Rimmel London, care nu e că s-a terminat, e că pam, 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 n-are periuță. S-a rupt periuța. Așa că merge la gunoi, logic. Am aici biberonul care îl folosesc pentru copil. Am 4 feluri diferite de biberoane, care la fel am să vorbesc în alt clip despre ele. Și șervețele umede. Tot m-a întrebat lumea ce șervețele umede folosești sau lumea. Folosești șervețele umede? Cum poți să folosești șervețele umede? Care e problema, fraților? Adică nu vreau să fiu rea. Nu e că folosesc mereu șervețele umede, dar mereu e bine să ai șervețele umede. Pentru că dacă ai o cremă bună sau îți schimbi copilul la timp, eu am observat sincer, când are nevoie copilul să-l schimb, îl schimb. Nu stau să aștept, poate mai face, poate se mai crescute, cu poate nu. Când am văzut că copilul are nevoie să-l schimb, l-am schimbat. Și da, îl șterg cu șervețele umede. Care e problema? Folosesc un șervețel umed? Dacă sunt în casă, îl spăl. Dacă nu,
șervețel umed și care e problema? Am și bureței, cum am fost la spital, mi-a cumpărat, am și un burețel natural care nu-mi place deloc și folosesc și șervețele umede, deci nu e nicio problemă. Am primit de la verișoara mea aceste șervețele de la Aveno. Sunt foarte bune și îmi plac foarte mult. M-au surprins aceste șervețele de la Dodot pentru că eu aveam altele gen mai scumpe și astea sunt mai ieftine. Că m-am încurcat când le-am cumpărat pe astea și deci cumpăra mai mult astea mai ieftine decât alea mai scumpe. Că au mai multă apă în ele și n-au atâtea chestii, deci sunt mai ude. Și îmi plac. O să vă povestesc și despre șervețele umede și lucrurile copilului într-un alt clip, care te le pun deoparte în cutia asta. Pentru că mi se pare absurd să condamn pe cineva pentru că folosește șervețele umede. Adică nu vreau să fiu rea, dar care e problema? Nu cred că toate persoanele care au folosit șervețele umede pentru copiilor sunt mame rele. Chiar nu, copilul meu nu are fundul opărit și șervețelele umede sunt practic acolo mereu. Și pentru când vomită și când face caca, piș, orice ar face. Bun, nu vă mai umplu capul. Astea au fost produsele terminate, vreau să le arunc, să scap de ele, că nu am loc, tot le mut dintr-o parte în alta, am ajuns să fac un raft în baie pentru produse terminate și mi se pare un pic stupid. Și cam atât, scuzați-mi părul, dar avem noroc că încă doarme piticul. Sper că v-a plăcut acest clip, o să revin în continuare cu clipuri, o să fac din ce în ce mai multe clipuri, o să-mi recuperez timpul din timpul pierdut. Așa? Și cam atât, v-am pupat, nu uitați să dați like, subscribe și să dați click pe clopoțelul ăla ca să vă apară când pun eu câte un clip nou, că o să încep să mai pun clipuri noi și începe să trezească bebeștrunful nostru. V-am pupat, ne revedem într-un următor videoclip.